Zăpadă, totul e murdar. Noi, acest glod pe care l-a adus primar general, îl avem din la 28 iunie 1940, dacă nu din 1812. Ce au roșii cu glodul ăsta? Dar cum adică? Dar cine a adus nou glodul ăsta aici? Nenorocirea asta, care o avem și asta, cine a adus-o? Că dacă nu întrerupeau cursul normal, natural, în 40, am fi avut noi astăzi aceste drumuri, acest noroi, acest glod? Asta e problema. Dar, mă scuzați, vă rog, când plouă, acum ploi tărânțeale prin toată lumea, ce acolo curge lapte pe stradă și între la oameni prin casă, prin beciuri, peste tot absolut. Asta sunt, cum să spun, consecințele naturii. Da? Dumneavoastră, aveți mașină? Nu. Vă spun eu dacă nu aveți. Mașina o speli și dacă plouă adăuză dimineață, ea e murdară. De ce? E trebuie să fie curat, că vine ploaia de sus la Dumnezeu. Deci, tot se ridică în sus, e murdar, de sus cade murdar. Asta este. Noi nu suntem, nu avem stres ca în Germania, unde poți să nu speli mașina cu ani, fiindcă drumul e curat și ploaia e munț. Vorbesc de unii care am văzut la ei mașina, care mi-au povestit. Noi avem cei ce ne-au lăsat ca moștenire. Dar până doar în Chirtoacă ce? Era covoare roșie pe stradă, trotuare, erau drumuri bune, după iarnă, zăpada era albă ca cămașa dumneavoastră. Ăștia sunt niște oameni care nu au făcut nimic în viață și nici nu o să facă.